Primarul din Târgu Jiu pozează în victimă exact în perioada în care este implicat în mai multe dosare penale aflate în lucrul la DNA și după ce, la începutul săptămânii, procurorii anticorupție au confirmat că într-unul din aceste dosare s-a început urmărirea penală. Florin Cârciumaru a afirmat la o emisiune TV că ar fi fost amenințat de reprezentanții unui post de televiziune să se retragă din cursa electorală. Am primit și primesc nu numai sfaturi frumoase, chiar și amenințări. Amenințări Chiar o, cineva să un post de televiziune, să lăuda peste tot cineva din acel post că nu are nimic cu mine personal, dar că eu trebuie să plec că am stat destul în primărie și că nu mai am ce căuta să plec să vină, să vină altul. Dacă nu mă retrag, în fiecare seară voi fi, voi fi criticat și voi fi. Reprezentanții Poliției Gorjene au confirmat pentru Tele3 că nu a fost înregistrată nicio sesizare în sensul celor afirmate la TV de primarul Florin Cârciumaru. Astfel de declarații sunt obișnuite pentru campaniile electorale, în care candidații se victimizează pentru atragerea de capital electoral sau în încercarea de a intimida presa care ar putea să relateze aspecte ce ar încurca în lupta electorală. Cum se explică faptul că edilul nu a depus o plângere la poliție pentru amenințare sau șantaj? Dacă cercetările ar dovedi că primarul a inventat povestea pentru campania electorală, ar ajunge din reclamant cercetat penal pentru denunți calomnios.